Prețuri mari, salarii mici, nimic nou până aici, însă nemulțumirea salarială vine chiar din partea celor care lucrează în industria comerțului. Angajații din sistem au ieșit astăzi în stradă, împinși de condițiile proaste de muncă și de banii puțini, care nu le ajung să cumpere mare parte din produsele pe care le comercializează. Colega mea, Georgiana Grim, a stat de vorbă cu salariații și vine cu detalii. Bună ziua, Georgiana, te ascultăm! Găsit, e posibil să-i cunoașteți pe oamenii din spatele meu, pentru că sunt angajați ai supermarketurilor. Sunt vânzători, casieri, lucrători comerciari care au ieșit în stradă ca să-și ceară drepturile. Am vorbit cu ei și printre revendicări se numără scutirea de taxe a tichetelor de masă și tichetelor de vacanță, dar și indexarea salariului la rata inflației. Trebuie să vă spun că un angajat din această industrie câștigă în medie 2000 de lei, puțin dacă luăm în calcul cât de profitabilă este industria. În 2022, primii 10 retaileri din țara noastră au avut o cifră de afaceri de 100 de miliarde de lei. În final, vreau să vă mai spun că meseria de vânzător este cea mai populară în țara noastră. Peste 300.000 de români lucrează pe post de lucrător comercial. Cristina? A început oficial postul Paștelui, iar unele sate din România marchează acest moment prin obiceiuri străvechi ce reunesc întreaga comunitate. În Oltenia se face strigarea peste sat, prin care flăcăii își cheamă cu patos fetele nemăritate. Cu toții se adună în jurul unui foc uriaș, încing hore și sârbe și se desfată apoi cu plăcinte și gogoși preparate de bunicile satului. În duminica dinainte de lăsarea postului, toată suflarea comunei grecești participă la strigarea peste sat, o tradiție menită să distreze, dar și să arate cu degetul păcatele satului. Flăcăii se adună și strigă fetele nemăritate care se abat de la rânduiala tradițională. Aoleu, Marie, aoleu! Ceță, Marie, ceță! Mi-a spus floarea lui șchiopul din deală se faleagă de mătase soarul la gheorea din casă. E bună, e bună, toată ziua la oglindă și gunoiul până la grindă. Obiceiul străvechi are loc în jurul unui foc strașnic din crenci de copac, unde localnicii joacă după cum le cântă lăutarii. Noi astăseară lăsăm postul pentru Paști, este cel mai greu post și prin focul acesta noi cumva ne purificăm, ne pregătim sufletele, ni le primenim, așa cum ne-am primenit și noi, ne primenim pentru postul care urmează să fie. Acest obicei este foarte vechi, este un obicei milenar, s-a practicat și s-a transmis din generație în generație. Și pentru că timp de 40 de zile oamenii renunță la produsele din carne, la brânză, ouă sau lapte, gospodinele au frământat dis de dimineață aluat pentru o ultima desfătare cu bucate dulci. Aici am pregătit pentru tot satul numai bunătăți, aici sunt gogoși simple, acolo tot gogoși simple, cornulețe, în coș acolo este brânză dulce, și plăcinte cu brânză sărată. Se păstrează tradiția și e frumos pentru copii. Să mai vadă copiii și altceva. Tot acum, înainte de post, bunii creștini le cer iertare celor care i-au supărat pentru a intra cu inima împăcată în post. În această săptămână ne bucurăm de un stelium în Zodia Pești care vine cu vindecare și iertare. Energia săptămânii este cifra 3 și ne îndeamnă să fim deschiși către activități recreative. Începe horoscopul cu Andreea Dincă. În această săptămână ne bucurăm de un stelium în semnul Pești. Această energie aduce vindecare, iertare, compasiune, dar poate uneori și spirit de sacrificiu, sindromul salvatorului. Berbec. Energia este un pic scăzută, tocmai de aceea este important să învățați să o dozați, să fiți eficienți pentru a termina sarcinile la locul de muncă și pentru a face față tuturor provocărilor. Taur. O săptămână cu multe intrigi pe zona socială. Sunt prieteni care vă fac promisiuni și pe care nu le pot duce la bun final. Tocmai de aceea este important să aveți un plan de backup, să aveți cumva o rezervă, indiferent ce s-ar întâmpla, să vă puteți descurca. Gemeni.
Această săptămână poate să aducă provocări pe sectorul profesional, dar învățați ca aceste provocări să le transformați în oportunități, deoarece fiecare problemă ascunde un dar și veți înțelege foarte bine acest lucru în zilele următoare. Rac. Surprize frumoase vă așteaptă de la depărtare. Fie primiți o invitație de la o persoană care este departe de voi, fie primiți vești din străinătate. Leu. Vești bune pentru voi pe sectorul profesional, dar și pe zona banilor. Fie reușiți să primiți o finanțare, fie reușiți să faceți o investiție sau să creșteți, să evoluați, lucru la care ați muncit foarte mult. Fecioară. O săptămână în care vă puteți deschide sufletul. Unii se căsătoresc, alții se logodesc, oricum ar fi, vă asumați responsabilități pe sectorul relațiilor. Balanță. În această săptămână vă concentrați foarte mult pe sectorul sănătății. Vă doriți să vă aduceți obiceiuri noi care să vă mențină starea de spirit, să vă mențină sănătatea. Scorpion. Multe emoții pe sectorul amoros. Fie vă îndrăgostiți, fie vă doriți ceva ce este interzis, fie apar tot felul de situații, astfel vă simțiți ca în filme. Săgetător. Această săptămână este încărcată, mai ales că aveți o mulțime de lucruri de făcut pentru casă, pentru familie, vă preocupați de o proprietate. Capricorn. Dacă vă doriți să vă achiziționați o mașină, iată că este o săptămână bună pentru a face căutări sau pentru a semna anumite contracte în acest sens. Este o săptămână în care aveți idei strălucite, idei pe care le puneți în aplicare foarte rapid. Vărsător. Gânduri bune de la cei din jurul vostru, iar aceste gânduri bune vă susțin, mai ales în hotărârile pe care le luați din punct de vedere financiar. Vă interesează destul de mult și dezvoltarea spirituală și acordați mai multă atenție, poate să aduceți în viața voastră rugăciune, meditație sau alte tehnici spirituale. Pești. Străluciți în această săptămână. Este o energie magică în jurul vostru. Încercați să o folosiți pe toate sectoarele. Vibrația săptămânii este cifra 3. Este momentul să vă faceți planuri, să vă deschideți către activități recreative, să vă întâlniți cu prietenii, dar și să studiați mai mult. Mergem acum la o academie de gimnastică, unde copiii învață tainele acestui sport direct de la multiplul campion mondial și european Marian Drăgulescu. Colega mea, Mădălina Lambrinoc, ni se alătură cu detalii. Bună ziua, Mădălina! Doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor! Vin cu o veste foarte bună. Înainte de toate, beneficiile acestui sport se văd încă din primele luni de activitate, mai exact de la grupele de începători. Așadar, nu vorbim despre beneficii numai la grupele de performanță, însă, care sunt aceste beneficii, știe Marian Drăgulescu. Marian, ce beneficii are gimnastica pentru copii? Salutare, în primul rând, și bine ați venit la noi acasă! Ce beneficii? Gimnastica e sportul la care îl poate începe un copil de la o vârstă foarte fragedă, chiar adică? Începând și de la un an, noi avem cursuri cu copii cu vârste cuprinse de 3 și 12 ani, dar intenționăm să mai deschidem o grupă unde copiii pot veni cu părinții chiar de la un an până la 3. Înainte de toate, se dezvoltă armonios, însă pe lângă dezvoltarea armonioasă, ce alte beneficii mai are acest beneficii? Foarte multe beneficii, de la coordonare, concentrare, motricitate, flexibilitate, concentrare, lucru în echipă, depășirea fricilor, dobândirea încrederii în forțele proprii și așa mai departe. Lucruri, noi facem aici inițiere în gimnastică pentru un stil de viață sănătos, dar și pregătim pentru una alta performanță, atât în gimnastică cât și în alte discipline sportive. Aici dobândesc acele calități care îi ajută pe ei să meargă mai departe și să performeze și în alte discipline sportive. Văd foarte mulți copii, se dă un examen de intrare sau poate să vină oricine să încerce gimnastica? Bineînțeles, e fără examen la noi. Chiar și la început, când vin copiii, bineînțeles, nu sunt familiarizați cu aceste elemente, aceste saltele, echipamente ajutătoare, dar fiecare copil învață și se dezvoltă aici la noi și începe să stăpânească din ce în ce mai bine elementele cu care lucrăm. Marian, mulțumesc tare mult! O să rămânem și noi în continuare aici să vedem cum se desfășoară un antrenament de gimnastică, deocamdată atât de aici, înapoi în studio.
aniversare atipică pentru Gabriela Lucuțar, regina Întunericului a dorit ca anul acesta să marcheze schimbarea de prefix, nu cu petreceri mari de sute de invitați, ci cu momente de mulțumire și liniște, chiar și rugăciune la mai multe mănăstiri și biserici. De ce a ales să petreacă în acest mod aniversarea, ne spune chiar Gabriela, care se află acum alături de mine. Bună ziua, Gabriela! Bună ziua! Așadar, nu petreceri extravagante, ci mai degrabă regăsire la lăcașuri de cult. Așa este, mai degrabă mulțumire. Am vrut să marchez acești 40 de ani pe care i-am împlinit, mulțumindu-i bunului Dumnezeu pentru ceea ce sunt acum, cine sunt acum și pentru tot ceea ce mi-a oferit. Se fac cu lacrimi, nu? Da. De ce? Pentru că eu chiar sunt binecuvântată de către Dumnezeu și n-aș vrea să plâng chiar astăzi. Am vrut să-i mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce mi-a dat, pentru cei trei copii minunați, pentru meseria pe care o practic, pentru că tot el m-a trimis aici. Și petrecerile pentru mine sunt de când practic această meserie și am această profesie, nu mai e o prioritate. Acum o prioritate copiii și oamenii care pleacă de pe această lume. Și am înțeles foarte multe lucruri. Am înțeles ce înseamnă viața. Am înțeles ce înseamnă moartea. Am înțeles care este misiunea noastră aici, cel puțin misiunea mea. Și noi nu facem nimic fără Dumnezeu. Gabriela, tu de curând ai trecut printr-o experiență dureroasă, printr-un divorț. Da, așa este, am divorțat. Și cresc singură, cei trei copii minunați ai mei. Și mă ajută tot Dumnezeu și determinarea mea, pentru că eu sunt o femeie puternică și categoric și încercările acestea pe care Dumnezeu ni le dă zi de zi, tuturor. Nu doar eu sunt cea încercată și nu doar eu trec prin momente dificile și grele, ci toți dintre noi avem clipe frumoase, clipe grele. Doar că trebuie să înțelegem că ele trebuie privite cu smerenie, trecut prin ele cu smerenie și cu forță. Pentru că despre asta este vorba. Noi suntem puternici și putem face orice. A fost un moment foarte greu, mai mult pentru copiii mei, dar știu că pot. Știu că îi pot crește singură și îi voi crește în cel mai frumos mod, cu putință. A fost vreun moment în care n-ai mai avut putere, forță de a continua? Da, au fost multe momente. Doar că ca de fiecare dată am trecut peste ele. M-am uitat în sus și am spus, l-am rugat pe Dumnezeu, eu îi mulțumesc de fiecare dată pentru tot ceea ce mi oferă. Și bune și rele, cum v-am spus. De fapt, nu rele, încercări. Și El îmi dă forța să merg mai departe și nu doar forța, ci și calea. Mi-arată calea, mi-arată drumul. Întotdeauna mi l-a arătat. Ce se poartă în materie de mormântări, pentru că tu cu asta te ocupi? Înțeleg că oamenii în ultima perioadă cer ca cenușa celor dragi să fie trimisă pe lună, în cosmos, da. Mi se pare o idee fabuloasă. Mie mi-ar plăcea să fiu trimis acolo. Eu sper să trăiesc cât mai mulți ani, să pot face eu lucrul acesta. Categoric că americanii sunt cu un pas înaintea noastră și de aceea să știți că m-am gândit să plec acolo, în schimb de experiență. Mi-a trecut prin minte să rămân acolo pentru că
cred eu că voi face lucruri. Ei au nevoie de mine. La fel a fost o ceva și cineva mi-a spus lucrul acesta. Și probabil că și m-am gândit mult la el, dar totul se întâmplă la, într-o secundă la mine, eu nu plănuiesc nimic. Faptul că sunt aici și am ajuns unde am ajuns și sunt cel mai cunoscut antreprenor de pompe funebre. Cum ai ajuns aici? Ești supranumită Regina Întunericului. Cum s-a întâmplat? Regina Întunericului pentru că... Haideți să vă explic de ce a Întunericului. Pentru că oamenii, când mor, închid ochii și se face întuneric. Dar ei pleacă către lumină. Și eu fac lumină în întuneric. Asta este explicația de ce e Regina Întunericului. Pentru că, da, atunci când murim, se face întuneric. Dar întunericul nu rămâne. Gabriela, îți mulțumesc tare mult. Te mai aștept aici, în patul știrilor canale. Mulțumesc frumos pentru invitație. O rețetă inedită a captat atenția utilizatorilor de pe TikTok și a devenit rapid virală în mediul online. Este vorba despre ciorba de burgeri care a stârnit un val uriaș de interes printre iubitorii de gastronomie. Am decis să aflăm și noi rețeta. Uitați cât de bine poate să arate. Bine pentru pofticioși și iubitorii de brânză. În acest restaurant din capitală, clienții pot încerca o reinterpretare creativă a clasicului burger american. Două jumătăți de burgeri sunt îmbibate într-un sos de cașcaval pentru a crea un produs unic. Vă prezint rețeta noastră de burger, care am postat pe TikTok acest burger și toți internauții au spus că e o ciorbă de burger. Și o să încep cu sosul nostru cheddar, care este făcut din brânză cheddar, brânză Gouda și lapte de cea mai bună calitate. Pentru a crea produsul perfect, bucătarii trec apoi la pregătirea cărnii. O condimentăm doar cu sare și apoi pe grătar. Burgerul, în general, trebuie lăsat puțin, nu trebuie mișcat, nu trebuie făcut absolut nimic. Și acum, după câteva minuțele, baconul. Și acum lăsăm să se topească brânza. Facem baconul, chiflele noastre întotdeauna cu puțin unt. Cea mai așteptată parte este însă platingul. Și acum partea cea mai interesantă, sosul nostru, ciorbița. Un simplu video și o melodie haioasă, acest burger a reușit să devină viral cu peste 400.000 de vizualizări. Au explodat și vânzările odată ce a explodat și pe TikTok. Ideea ne-a venit, ca să vă spun sincer, nu am inventat noi roata, de la patria burgerilor, cum s-ar spune, din Statele Unite ale Americii. Acolo vezi fel și fel de rețete de burger și am zis să o adaptăm și noi, să o introducem și noi la noi în meniu. L-am făcut mai simplu decât acolo, pentru că să o luăm treptat, dar a prins foarte bine. Un astfel de burger vine însoțit de o porție de cartofi prăjiți și costă 59 de lei. Tensiuni uriașe își fac loc în taberele concurenților de la Insula de un Milion, reality-ul de aventură care cucerește tot mai mulți fani la Canal D. După ce în ediția de aseară Filip a fost salvat de Ciprian, acesta din urmă părăsind competiția, ruleta a decis ca Andrei, poreclit vikingul, să facă jocurile astăzi de la ora 20. Ce strategie va aplica vikingul și dacă va rămâne Alexa în competiție, aflăm în această seară de la ora 20 la Insula de un Milion. Reality show-ul este difuzat în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 21 și lunea de la 20. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Eu sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, diseară de la ora 19, principalele știri cu Cristian Sabah. Să aveți o zi frumoasă! La revedere!
Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea va fi caldă pentru această perioadă în sud-vestul țării, iar în restul teritoriului temperaturile sunt în ușoară scădere. Sunt anunțate precipitații mixte în cea mai mare parte a Moldovei, iar în Transilvania, Muntenia și Dobrogea va ploua. În Carpații Oriental, local și în Carpații Meridional și doar izolat în restul masivelor, vor predomina ninsorile și se depune stradă zăpadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi mai mult înorat, va ploua doar pe arile strânse și vor fi până la 12 grade în Târgoviște, 11 grade în Ploiești. În Transilvania vor fi episoade cu ploi trecătoare, vântul va adia slab până la moderat și vor fi până la 11 grade în Sibiu, 12 grade în Alba Iulia. În Moldova se anunță precipitații mixte, cerul va fi mai mult înorat și vor fi până la 11 grade în Galați, 6 grade în Botoșani. În vestul țării, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar termometrele vor indica maxime destul de generoase de până la 12 grade în Reșița, 13 grade în Timișoara. În Oltenia, vremea va fi în mare parte însorită, temperaturile ceva mai ridicate decât cele specifice pentru această dată, 16 grade vor fi iată în Craiova, 16 grade și în Târgu Jiu. În Dobrogea se anunță o zi cu vreme mohorâtă, avem parte și de precipitații, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată. 11 grade se vor înregistra în Mangalia, 13 grade în Tulcea. În capitală, valorile termice sunt în ușoară scădere. Cerul va avea înorări și trecător e posibil să plouă slab. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar maxima urcă la 13 grade. La noapte, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă coboară la 3 grade. Mâine să știți că se mai răcește, în plus meteorologii anunță și precipitații, iar la prânz se vor înregistra 7 grade. La munte cerul va avea înorări, iar în Carpații Oriental, local și în Carpații Meridional și doar izolat în restul masivelor vor predomina ninsorile și se depune strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări în special pe creste, iar temperaturile maxime ajung iată până la 2 grade în Semenic, 5 grade la Stâna de Vale. Iar acum prognoza meteo personalizată. Bianca m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Călăraș. Maxima ajunge până la 8 grade, iar cerul va fi mai mult înorat. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron.canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.